Știați că există o religie și mai diferită de creștinism decât variantele hinduismului despre care am vorbit în ultimele două episoade? Și totuși are un număr crescând de adepți, atât în Occident cât și în România. Sunt Ernest Valea și în acest episod vorbim despre budism, dar nu înainte de a începe cu semnul Sfintei Cruci. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Budismul își are originea într-un personaj istoric, prințul Siddhartha Gautama, care a trăit în secolul 7 sau 6 înainte de Hristos. Părerile sunt împărțite. El a trăit într-o regiune aflată astăzi la granița dintre India și Nepal. Nu redau aici povestea iluminării sale pentru că ar lua prea mult timp. O puteți găsi pe multe alte canale de informare. Ceea ce face budismul atât de popular în Occident e faptul că este o religie fără Dumnezeu, prin care oricine poate avea experiențele fondatorului și poate dobândi statutul său. Conform budismului primar, Buddha este doar un descoperitor al adevărului, nu un profet care a dus vreo revelație specială din partea zeilor. De aceea, ce contează cu adevărat pentru budiști nu e nici măcar dacă el a existat cu adevărat, ci a urma învățătura sa, spre deosebire de creștinism, în care învățătura lui Isus nu se poate desprinde de persoana lui Isus. După cum știți, dacă Isus nu a existat, creștinismul nu are niciun sens. Ceea ce voi spune în acest episod apare mai detaliat în capitolul 5 din această carte și mai pe larg am tratat relația dintre credința creștină și budism în aceste două cărți, numai că ele sunt numai în limba engleză. Voi trece direct la analiza naturii umane în budism, după cum este definită de cele trei doctrine fundamentale, adică impermanența, negarea sinelui și suferința. Acestea sunt cele trei mari asumții pe care se clădește budismul. Doctrina impermanenței arată că orice componentă sau aspect al naturii umane, ca și orice lucru din lumea noastră, este doar un produs momentan și o cauză momentană într-un lanț infinit al devenirii continue. Cu alte cuvinte, orice lucru existent se află în permanentă transformare. După cum am remarcat deja în episodul 3, când am vorbit despre criteriul corporal pentru definirea identității personale, corpul nostru se află într-o schimbare constantă. Celulele noastre mor și sunt înlocuite și îmbătrânim. Nu doar corpul ni se schimbă în mod constant, ci și emoțiile, gândurile, cunoștințele și convingerile. Deci și din punct de vedere emoțional și intelectual ne aflăm în permanentă schimbare. Nimeni și nimic nu scapă transformării eterne, care nu are nici început, nici sfârșit. În acest motiv, budismul respinge în mod categoric atât afirmarea unui zeu creator, ca realitate ultimă, cât și pe Brahman al Upanishadelor. Nu există nimic în lumea văzută sau nevăzută care rămâne neschimbat și ar putea fi numit o esență ultimă sau realitate ultimă. Toate sunt doar un efect temporar al unor cauze, devenind la rândul cauze într-o serie nesfârșită de transformări. Acest șir nesfârșit al transformărilor e infinit, atât în trecut cât și în viitor. Iar singurul ceva permanent nu este o substanță, ci un adevăr, acela al impermanenței. Interesant punct de plecare pentru o religie, nu-i așa? Urmarea logică a impermanenței este a doua doctrină fundamentală, cea a negării sinelui. În timp ce Upanishadele îndeamnă la aflarea sinelui, adică a lui Atman, și a identității sale de natură cu Brahman, budismul neagă existența unui astfel de element constant care să definească natura umană și cere cunoașterea adevărului că o astfel de substanță nu există. Din punct de vedere budist, sinele nu poate fi o substanță neschimbătoare pe parcursul reîncarnărilor, iar existența personală este explicată prin 5 factori care se generează unul pe altul. Acești factori sunt numiți agregate sau skanda în sanscrită. Primul e corpul și simțurile. Al doilea agregat îl constituie senzațiile generate de cele 6 organe de simț. Al 6-lea simț e mintea, pentru că ea simte lumea ideilor și a gândurilor. Al 3-lea agregat îl constituie percepțiile, adică procesul de clasificare și etichetare a obiectelor senzoriale. Al 4-lea este activitatea mentală, adică elementul care inițiază acțiunea. Iar al 5-lea e conștiința, impresia că suntem un agent personal în interacțiune cu lumea. Să vă dau un exemplu să înțelegeți mai bine cum funcționează această teorie. Dacă analizez acest creion, simțurile, primul agregat, îmi spun că e roșu, subțire și ascuțit și așa mai departe. Aceștia sunt senzațiile. Pe baza lor, categorisesc acest obiect drept un creion, aceasta fiind percepția creionului ca obiect distinct între alte obiecte. Activitatea mentală se naște pe baza analizei utilității acestui creion, care mă face să-l doresc sau nu. Iar conștiința rezultă din această activitate mentală, făcându-mă să cred că sunt un subiect care interacționează cu lumea, adică cu acest creion sau cu alte obiecte. Conștiința dă impresia că suntem un agent personal și distinct al cunoașterii, că există un sine care observă lumea și răspunde stimulării senzoriale, când de fapt este doar un rezultat final al unui proces dependent de datele care provin de la simțuri. Iată deci un alt tip de răspuns la problema sinelui, ridicată în episodul 3. Sinele nu există. Alăturarea agregatelor este cea care generează iluzia existenței personale, noțiunile false de persoană, principiu vital și sine. În realitate, nu există niciun martor independent și neschimbat al lumii fenomenale. Nu există nici atman, nici suflet veșnic. Ființa umană este doar o serie de procese fizice și mentale aflate în permanentă transformare, lipsită de un sine stabil. Paul Williams, unul din fondatorii Societății Britanice de Studii Budiste, afirmă, citez, persoana este reductibilă la mănunchiul temporar de legături în care toți constituenții sunt impermanenți, temporar legați unul de altul prin relații de cauzalitate caracteristice. Eu sunt, deci, doar o alăturare temporară a moleculelor ce mi-alcătuiesc corpul, iar experiența sinelui este doar produsul simțurilor, aceste organe apărute prin alăturarea temporară a moleculelor din corpul meu. Negarea sinelui este atât de importantă din rațiuni de ordin practic. Toate discuțiile și certurile filozofice purtate pe tema existenței sinelui nu fac decât să ne mențină în ignoranță și în suferință, împiedicându-ne să ajungem la eliberare, adică la cunoașterea adevărului, a lumii așa cum este ea. Iată cum îi răspunde Buddha unui călugăr care îi cerea insistent să-și precizeze poziția într-o serie de perechi de contrarii privitoare la eternitatea Universului și la natura sinelui. Citez. Buddha istorisește povestea cu omul rănit de o săgeată otrăvită. Prietenii și părinții aduc un doctor, dar omul strigă. Nu voi lăsa să mi se smulgă din corp această săgeată înainte de a ști cine m-a lovit, dacă e un războinic sau un brahman, care este familia sa, dacă e înalt, scund sau de statură potrivită, din ce oraș sau din ce sat se trage. Nu voi lăsa să mi se scoată această săgeată înainte de a ști cu ce fel de arc s-a tras asupra mea, ce coardă avea arcul, ce fel de pană s-a întrebuințat pentru facerea săgeții, cum era făcut vârful săgeții. După cum omul din poveste moare înainte de a cunoaște toate răspunsurile posibile la întrebările sale, cel care se împotmolește în divagații filozofice privitoare la ontologia sinelui nu avansează spre liberare și rămâne blocat în ignoranță și în karma. Eliade explică de ce refuză Buddha să discute aceste probleme, pentru că acest lucru nu e util, nu e legat de viața sfântă și spirituală, nu contribuie la dezgustul pentru lume, la detașare, la încetarea dorinței, la pace, la pătrunderea profundă, la iluminare, la nirvana. A treia doctrină fundamentală e cea a suferinței, ea fiind rezultatul primelor două. Această doctrină afirmă că întreaga existență umană e marcată de suferință. Acesta e și primul din cele patru adevăruri nobile formulate de Buddha când a ajuns la iluminare. Suferință înseamnă însă mai mult decât durere fizică sau sufletească, ea fiind o condiție inerentă a naturii umane. Adică nu doar suferim din cauza bolilor și a neajunsurilor și a neîmplinirilor personale, ci în ultimă instanță din cauza faptului că punem preț pe existența și identitatea noastră personală. Suferința este rezultatul faptului că tânjim după stabilitate, după atman, după relații personale stabile. Cu alte cuvinte, existența personală în sine înseamnă suferință. Acestea sunt deci cele trei doctrine fundamentale ale budismului: impermanența, negarea sinelui și suferința. Ele sunt interconectate și inseparabile. Nu doar suferim în viață, ci viața personală în sine e suferință, pentru că totul este impermanent și condiționat. Dacă totul este impermanent, nu există un sine care să definească natura umană. Dacă nu există un sine permanent, nimic nu poate da sens existenței personale și întreaga noastră experiență nu poate fi definită decât ca suferință. Aceasta a treia doctrină fundamentală, cea omniprezenței suferinței, după cum am spus, e și conținutul primului adevăr nobil formulat de Buddha la momentul iluminării sale. Există patru adevăruri nobile enunțate de el. Cel de-al doilea adevăr nobil afirmă originea suferinței în dorința de a trăi iluzia, iluzia permanenței, de a avea un sine și de a trăi într-o lume permanentă. Această dorință sau sete pentru lucruri iluzorii își are originea în ignoranță. Râvnim la lucruri impermanente deoarece nu știm cum este lumea în realitate. În acest proces se întărește credința într-un sine permanent ca potențial beneficiar al obiectelor râvnite, iar rezultatul este că devine operațională legea karmei. Am văzut în Upanishade cum sinele devine captiv în ignoranță și, prin urmare, devine subiectul karmei și al reîncarnării. Dar din moment ce budismul neagă sinele, ceea ce se reîncarnează e doar karma, ce transportă dintr-o viață în alta fluxul mental, fără ca acest transport să aibă nevoie de un suport substanțial. Iată o imagine potrivită pentru a ilustra acest aspect, anume transmiterea flăcării unei lumânări de la una la alta. Am aici două lumânări și aprind pe una de la cealaltă. După cum nu există transfer de substanță de la una la alta, ci doar a procesului arderii, tot așa se transmite karma dintr-o viață în alta, fără transferul unui sine. Al treilea adevăr nobil, enunțat de Buddha, este că încetarea dorinței duce la încetarea suferinței. Aici nu e vorba de orice dorință, ci de dorința în sensul setei de a experimenta existența personală și mirajul ei. Când dorința încetează, karma rămâne fără combustibil și suferința încetează. Atunci ciclul reîncarnărilor este întrerupt și se atinge singura stare permanentă, adică nirvana, corespondentul budist al eliberării. Cuvântul nirvana derivă din rădăcina verbală va, ce înseamnă a sufla, și din negația nir, de unde nirvana corespunde stingerii unei flăcări. Deci nirvana nu înseamnă anihilarea unui sine, pentru că nu există un sine la baza existenței umane, ci mai degrabă la anihilarea iluziei că un sine a existat vreodată. Când forțele karmice sunt oprite, karma rămâne fără combustibil și suferința încetează. Când o persoană ajunsă în acest stadiu moare, atinge parinirvana, ceea ce înseamnă că agregatele care alcătuiesc persoana nu se mai regrupează sub forma unei noi ființe. Pentru a prezenta un portret adecvat al parinirvanei, Buddha a folosit ilustrația flăcării unei lămpi cu ulei, care se stinge când s-a terminat uleiul. El spune, citez, după cum o flacără suflată de forța vântului se stinge și nu mai poate fi considerată ca existentă, tot așa un înțelept, eliberat din nume și formă, dispare și nu mai poate fi considerat ca existent. Iată, am și eu aici o lumânare care arde pe baza combustibilului reprezentat de ceară. Trebuie să ne imaginăm viața ca rezultat al interacțiunii dintre ceară și oxigenul din aer, la nivelul fitilului. Noi suntem flacăra, iar menirea noastră este să stingem această iluzie a existenței personale. În urma flăcării nu a rămas nimic, pentru că totul a fost o iluzie de la bun început. Deci nu vă uitați la ceară sau la fitil, ci la flacăra care a fost. Ea nu mai este, niciunde. Această viziune este prezentată într-una din sutre, în Sutra Udana, în următoarele cuvinte ale lui Buddha. Citez. După cum scânteile de foc ce sar dintr-o forjă una câte una se sting, și nimeni nu știe unde s-au dus, așa este și cu cei care au ajuns la o emancipare completă. Cei care au traversat fluviul dorinței, cei care au intrat în bucuria liniștită a nirvanei. După aceștia nu mai rămâne nicio urmă. Eliberarea, adică nirvana, este o descătușare din iluzie, din ignoranță și reîncarnare, urmând înțelegerea lumii așa cum este ea, adică impermanentă, lipsită de un sine și suferindă. Eliberarea nu poate însemna comuniune veșnică cu un zeu personal, nici reabsorpție într-o substanță primordială, precum reunirea dintre Atman și Brahman în Upanishade, pentru că nu există o asemenea realitate ultimă. Potrivit eruditului indian Rahula, citez, eliberarea nu înseamnă nici o anihilare a sinelui, deoarece nu există un sine care ar fi anihilat, mai degrabă este anihilarea unei iluzii, falsa idee a unui sine. Cel de-al patrulea adevăr nobil formulează calea de urmat pentru a scăpa din suferință, sub forma căii cu 8 brațe. Acestea sunt 8 domenii în care trebuie atinsă desăvârșirea. Ele pot fi clasificate în 3 categorii: comportamentul etic, concentrarea mentală și cunoașterea deplină. Primul constă în discursul corect, acțiunea corectă și mod de viață corect. Concentrarea mentală constă în efort corect, atenție corectă și concentrare corectă. Iar cunoașterea deplină sau înțelepciunea constă în înțelegerea corectă și intenția corectă. După cum putem observa, metoda budistă nu se termină cu samadhi, ca în yoga lui Patanjali, ci în înțelegerea fluxului universal. Deci nu e suficient să-mi opresc mintea, ci trebuie să o detașez de orice atașament, lăsând-o să observe fluxul lumii, detașat, ca și cum toate mi-ar fi străine. Nu voi intra în detalii despre practica budistă, pentru că ar dura prea mult și nici nu vă sfătuiesc să încercați această cale. Adaug doar că în budismul primar, practicantul se bazează exclusiv pe abilitățile sale interioare, neavând la dispoziție vreun fel de ajutor de la niciun zeu sau de la un guru, cum era în Siddha Yoga. Deși la intrarea pe calea budistă se spune mă refugiez în Buddha, mă refugiez în dharma, adică în învățătura budistă, și mă refugiez în sangha, adică în comunitatea budistă, asta fiind formula celor 3 refugii. Deci când se spune asta, practicantul nu apelează la vreun ajutor extern. Refugiul în Buddha nu este adorarea lui, nu este o formulă pentru invocarea lui Buddha, ci un mod de a exprima recunoștință față de exemplul pe care l-a dat el. După cum am spus mai devreme, învățătura lui Buddha și nu persoana sa este esențială pentru iluminare. Refugiul în sangha exprimă aderarea la comunitatea budistă, adică la mediul ideal în care trebuie practicată învățătura. Iar refugiul în dharma exprimă hotărârea de a urma calea deschisă de Buddha, adică învățătura sa. Până acum am descris pe scurt viziunea despre natura umană după cum a fost formulată în budismul primar. Astăzi reprezintă punctul de vedere al budismului Theravada, singura școală care a supraviețuit din budismul primar și pe care o întâlnim astăzi în Sri Lanka și Asia de Sud-Est. În Occident, ea s-a răspândit sub forma meditației Vipassana, prezentă și în România. Ea nu este singura tradiție care pretinde că a păstrat în mod fidel învățătura lui Buddha. De aceea voi continua cu prezentarea celelalte mari tradiții a budismului, cunoscută sub numele de Mahayana. Potrivit lui Mircea Eliade, ea a apărut cândva la sfârșitul secolului I după Hristos. Conform budismului primar, întreaga realitate, atât fizică cât și mentală, e alcătuită din particule fundamentale numite dharme. Un echivalent al dharmelor în știință ar fi atomii, care constituie lumea fizică. Așa cum fiecare atom aparține unui element chimic și combinațiile lor formează orice obiect al lumii fizice, în budism, combinațiile dharmelor formează atât obiectele fizice, cât și evenimentele mentale. Potrivit școlii Theravada, există 82 de feluri de dharme. Lumea întreagă, adică oamenii, zeii, obiectele materiale, gândurile, toate sunt combinații de dharme. Budismul Mahayana a dus mai departe raționamentul privitor la impermanență, afirmând că nici măcar dharmele nu pot avea o natură inerentă. Cu alte cuvinte, la fel cum ființa umană există doar ca un produs al celor 5 agregate, dharmele trebuie și ele văzute ca produse ale interacțiunii, sau altfel doctrina impermanenței ar fi compromisă. Dharmele nu pot fi entități reale care interacționează, ci entități condiționate. Adevărata lor natură este vacuitatea, adică shunya, adică goliciunea, lipsa existenței inerente. Deci atenția, spune că totul e lipsit de existență inerentă nu înseamnă că nu există nimic. Oamenii, obiectele, gândurile, zeii, dharmele, toate există, însă doar în mod convențional, ca produse temporare în fluxul devenirii continue. Adevărata lor natură și a oricărui lucru este calitatea de a fi lipsit de existență inerentă, fiind întotdeauna rezultatul cauzelor și condițiilor. Și acum, dacă încă mai urmăriți acest episod, să știți că lucrurile se complică și mai mult. În mod straniu, în ciuda celor spuse până acum, un element caracteristic al budismului Mahayana este accentul său pe compasiune sau karuna, în sensul că desăvârșirea nu poate însemna găsirea iluminării doar pentru sine, lăsând în urmă toate celelalte ființe în suferință. În loc de a deveni un arhat, adică un om care a atins nirvana conform budismului primar și care a rezolvat problema suferinței doar pentru sine, budismul Mahayana stabilește un nou ideal, acela de a deveni tu însuți sau tu însăți un Buddha pentru beneficiul tuturor ființelor aflate în suferință. În budismul primar, Buddha a fost văzut ca un om care a descoperit adevărul salvator, adică dharma, și apoi a făcut-o cunoscută ucenicilor săi. În momentul morții le-a lăsat doar învățătura sa și nimic mai mult. Nici măcar nu a numit un lider care să conducă comunitatea budistă după moartea sa. Adevărul însuși a fost considerat singurul ajutor necesar pentru ca oricine să poată ieși din suferință. În budismul Mahayana însă apare ideea că Buddha nu a abandonat lumea, fiind încă prezent pentru a ne ajuta și folosește mijloace potrivite pentru asta. Învățarea mijloacelor potrivite este obiectul câtorva parabole foarte cunoscute din Sutra Lotusului, una din cele mai importante texte ale budismului Mahayana, care descriu cum Buddha a folosit diverse mijloace didactice pentru a-și adapta învățătura la înțelegerea ființelor ignorante, în dorința de a le ajuta să progreseze spre iluminarea adevărată, aceea de a ajunge un Buddha. În capitolul 4 din Lotus Sutra găsim o parabolă numită a fiului risipitor. Modul în care practicantul este condus de la mici realizări spirituale la idealul cel mai înalt este ilustrat prin povestea unui fiu care și-a părăsit tatăl și a rămas și el cerșetor, la fel ca și cel din capitolul 16 din Evanghelia după Luca. În varianta budistă, el este instruit de tatăl său prin intermediari pentru a se ridica din mentalitatea de cerșetor la cea de moștenitor al întregii averi. Spre deosebire de parabola spusă de Isus, în varianta budistă, fiul nu are niciun gând să se întoarcă acasă. De aceea el trebuie instruit progresiv spre o poziție tot mai înaltă, până când tatăl consideră că merită să fie numit din nou fiul său. Tot așa se consideră că discipolii trebuie să fie antrenați să aspire la idealul cel mai înalt, cel al devenirii unui Buddha. Acesta e însă un obiectiv prea măreț pentru a putea fi înțeles de la început, așa că este atins folosind trepte intermediare. Chiar și nouă, creștinilor, ni se spune că suntem la un nivel foarte inferior al devenirii spirituale. Însă, mulțumită reîncarnării, avem și noi această șansă. Ce deosebire uriașă față de semnificația parabolei din Luca, nu-i așa? Pentru a deveni un Buddha trebuie parcurs un drum foarte lung, fiind nevoie de nenumărate existențe pentru a crește în compasiune și înțelepciune. Această călătorie lungă începe cu jurământul de a deveni o ființă numită Bodhisattva, ceea ce înseamnă cel ce se află pe calea dobândirii cunoașterii perfecte și care aspiră să devină un Buddha. După cum arată Eliade, Bodhisattva își amână nedefinit propria eliberare pentru a înlesni mântuirea altora. El sau ea promite să se reîncarneze indiferent de câte ori este nevoie, indiferent de forma pe care ar lua-o și de efortul necesar pentru a salva toate ființele din suferință. Nobil ideal, nu-i așa? Să ajuți toate ființele să scape din suferință, deschizându-le calea spre stingerea definitivă. Pentru că este o viziune atât de plină de compasiune și de atot cuprinzătoare, noua orientare a budismului a fost numită Mahayana, ceea ce înseamnă vehiculul mare. Spre deosebire de învățătura tradițională a budismului primar, care a fost numit peiorativ Hinayana, adică vehiculul inferior. În atingerea obiectivului său, acest Bodhisattva trebuie să dobândească perfecțiunea atât în compasiune, cât și în înțelepciune. Pe de o parte, înțelepciunea arată că nu există ființe care suferă, ci doar mănunchiuri de 5 agregate, sau mai exact, fluxuri de dharme vide. Pe de altă parte, știe că suferința pare foarte reală pentru aceste ființe, așa zise ființe. Așadar, Bodhisattva trebuie să găsească echilibrul între ambele elemente, adică să cunoască în mod desăvârșit atât adevărul ultim al vacuității, cât și pe cel relativ al suferinței. Bodhisattva poate să viziteze chiar și iadurile pentru a ajuta ființele de acolo și poate întreprinde chiar acțiuni scandaloase conform eticii tradiționale, prin faptul că, în cele din urmă, toate regulile morale și iadurile sunt goale de o existență inerentă. Trebuie să fac aici o paranteză și să spun că budismul și hinduismul acceptă existența iadului, dar nu ca destinație eternă, ci ca una temporară. După ce se ispășesc unele păcate în iad, urmează întoarcerea în lumea celor vii pe calea reîncarnării. Deci în Orient iadul nu e veșnic. Și acum ghiciți cum este văzut Isus în budismul Mahayana. Într-adevăr, ca un bodhisattva care a venit la iudei și a încercat să-i scoată din închistarea unor legi rituale pentru a-i duce mai aproape cu un pas de nirvana. Desigur, e nevoie de multe reîncarnări pentru un iudeu sau un creștin, dar primul pas a fost făcut cu ajutorul lui Bodhisattva Isus. Desigur, ni se spune că noi creștinii nu înțelegem asta, dar după multe reîncarnări ne vom trezi și noi la realitate. Și încă o precizare trebuie făcută despre natura compasiunii budiste, numită karuna. Ea nu trebuie înțeleasă în termenii eticii occidentale. Noi înțelegem compasiunea ca implicare în problemele reale ale aproapelui nostru și în suferințele reale prin care trece. În context budist, compasiunea are un înțeles diferit. Bodhisattva acționează ca și cum ființele sunt reale, ca și când problemele lor ar fi reale. Din punct de vedere al adevărului ultim, al vacuității universale, atât salvatorul cât și cei salvați nu au existență inerentă. Cunoscând acest adevăr ultim al vacuității, cel iluminat este ca un actor care joacă pe scenă o mare tragedie, dar în realitate actorii nu suferă, nu sunt răniți și nu mor. Potrivit lui Dasgupta, cel care a fost maestrul sub care a studiat Eliade, citez: Bodhisattva este ferm hotărât să ajute un număr infinit de suflete să atingă nirvana. În realitate nu există ființe, nu există robie, nici salvare. Și Bodhisattva o știe prea bine. Totuși nu se teme de acest adevăr înalt, ci își continuă misiunea de a obține pentru toate ființele iluzorii o eliberare iluzorie dintr-o robie iluzorie. Bodhisattva este motivat de acest sentiment al compasiunii și continuă în lucrarea sa cu puterea perfecțiunilor sale. Deși în realitate nu există nimeni care să atingă eliberarea și nimeni care să-l ajute să o atingă. Credința că ființele bodhisattva și cele care au devenit deja un Buddha sunt gata să ne ajute a dus la apariția unei varietăți de tradiții devoționale în budismul Mahayana. Cel mai important bodhisattva al Tibetului este Avalokiteshvara, care în sanscrită înseamnă Domnul care privește cu compasiune către lumea suferindă. Acestui Avalokiteshvara oamenii se pot ruga pentru ajutor în orice situație de viață, ca și unui zeu hindus. Și el nu salvează numai oamenii, ci și demonii și animalele. În China este venerat drept Kuan Yin, iar în Japonia drept Kanon, o bodhisattva feminină. Budiștii tibetani ai tradiției Gelugpa consideră că Avalokiteshvara se reîncarnează pe pământ sub forma lui Dalai Lama, cel care îi conduce pe membrii acestei tradiții către iluminare. De aceea este și numit sfinția sa, Dalai Lama, și se dau numeroase onoruri. Un Buddha care a generat un cult devoțional puternic în Asia de Est este Amitabha, numit și Amida în Japonia. Pentru a ajuta mai eficient ființele ignorante să avanseze spre iluminare, Amitabha a manifestat o lume paradiziacă numită Tărâm Pur, în care sunt reîncarnați cei care i s-au încredințat în această lume și unde iluminarea se poate atinge mult mai ușor. Acest Tărâm Pur nu este echivalentul creștin al raiului, ci o platformă pentru instruirea celui ajuns acolo și pentru a progresa spre adevărata iluminare. Odată reîncarnat în Tărâmul Pur al lui Amitabha, se poate urma doctrina budistă mult mai ușor. Și aceasta este calea budismului Shin. Unul din reprezentanții săi în Japonia a fost Shinran, care a trăit în secolul XIII după Hristos, fondatorul școlii Jodo Shinshu, existentă și în România. Shinran era atât de pesimist privind capacitatea omului de a-și înfrânge căile malefice prin propriile puteri, încât a dezvoltat o atitudine aproape calvinistă față de posibilitatea ca resursele proprii să ne poată duce la iluminare. Adevărata înțelepciune, spun adepții acestei școli, apelează la ajutorul lui Amida pentru eliberare. Deși pare să se fi îndepărtat de budism și să pună bazele unei tradiții teiste, budismul Shin este totuși o formă de budism, pentru că viziunea lui Shinran asupra credinței, numită Shinjin, nu este cultivarea unei relații personale cu Amida, ci una care cere o abandonare totală de sine în fața lui Amida și a jurământului său, a lui Amida, de a elibera toate ființele din suferință. În această carte am arătat că Shinjin este reflectarea minții lui Amida în mintea noastră, adică o descoperire în noi înșine a vacuității care o proclamă Amida Buddha. Iată aici celebra reprezentare a lui Amida Buddha de la Kamakura în Japonia. Deși s-ar părea că budismul devoțional s-a îndepărtat mult de mesajul original al lui Buddha, trebuie să ne amintim două lucruri. În primul rând, practicile sale devoționale sunt destinate celor care își recunosc slăbiciunea în practicarea budismului tradițional. În al doilea rând, trebuie să ne amintim că un Tărâm Pur, acel rai al lui Amida, nu este o destinație finală, un fel de rai permanent, ci mai degrabă o stare intermediară în care se poate înțelege doctrina vacuității mult mai ușor și astfel ajunge la nirvana. Potrivit lui Shinran, a fi reîncarnat acolo este echivalent cu a ajunge instantaneu la iluminare, adică la stingere. Cu alte cuvinte, ajungi într-un rai de genul acesta doar pentru a te stinge definitiv, nu pentru a avea comuniune cu Dumnezeu definitiv. O formă de budism pe care trebuie să o mai menționez aici este Zen budismul. Ea a fost fondată de maestrul japonez Dogen în secolul XIII după Hristos, iar pentru a înțelege ceva despre Zen trebuie să menționez doctrina despre natura lui Buddha sau Tathagatagarbha, definită ca factorul posedat de orice ființă vie care îi permite să devină un Buddha complet iluminat. Acest factor pe care toți oamenii îl posedă și care îi ajută să atingă iluminarea nu este un sine substanțial, ci tocmai vacuitatea, adică o proprietate inerentă oricărui lucru. Spre deosebire de concepția tradițională, potrivit căreia fiecare ființă vie are natura lui Buddha, Dogen susține că toată realitatea trebuie văzută ca fiind natura lui Buddha. De aceea este greșit și inutil să căutăm o natură a lui Buddha secretă, ascunsă undeva în interiorul nostru. În schimb, ar trebui să vedem lumea fenomenală în sine, în schimbarea ei continuă, ca fiind natura lui Buddha. Prin urmare, meditația zazen, adică meditația făcută șezând, spune un important autor, citez, nu este văzută ca o metodă pentru a atinge iluminarea, ci este ea însăși iluminare, o modalitate de a manifesta propria natură de Buddha. O persoană trebuie să stea în zazen cu o atenție constantă și cu credința că el sau ea este deja un Buddha. Procesul este unul de uitare de sine, în care natura lui Buddha își desfășoară treptat potențialul infinit în viața cuiva. În concluzie, în timp ce filosofia materialistă încearcă să definească sinele ca un produs al activității creierului, iar cea hindusă ca esență impersonală, filosofia budistă neagă însăși rostul definirii sinelui și a identității noastre personale. Sinele nu există, persoana nefiind decât o serie de procese fizice și psihice impermanente, o iluzie dată de suma celor 5 agregate și a fluxului dharmelor, lipsite și ele de existență inerentă. Iar conștiința nu este decât unul din cele 5 agregate, al 5-lea, un produs al lanțului cauzal generat de simțuri. De aceea, împlinirea existenței personale reprezintă recunoașterea vacuității și oprirea perpetuării iluziei prin atingerea iluminării. Când se atinge nirvana, nu dispare un sine sau un suflet din existență, ci doar iluzia că există un sine sau că a existat vreodată un sine. Mai trebuie oare să subliniez cât de diferită e religia budistă față de calea creștină? În finalul acestei cărți am arătat că nu există pe lume două religii mai diferite decât acestea două și doi fondatori mai diferiți decât aceștia doi. În loc de un Dumnezeu personal și veșnic același, budismul oferă vacuitatea. În loc de suflet, impermanența, în loc de păcat, ignoranța și în loc de viața veșnică, stingerea veșnică. Cam atât pentru acest episod. Dumnezeu să ne ajute să ne prețuim mai mult credința și să o trăim cu adevărat. Viața veșnică promisă de Isus nu este o iluzie. Doamne ajută!